Păi ar fi, în primul rând, litoralul românesc, pentru că se întâmplă lucruri frumoase, mai ales în Mamaia, dar și în sudul litoralului, care a crescut foarte mult. Sunt hotelurile din sud care targetează în principal familii cu copii. Sunt hoteluri noi sau hoteluri renovate care merită vizitate și merită să dăm o șansă sudului litoralului. În Mamaia, cred că n-are rost de să fac o prezentare, pentru că sunt tot felul de evenimente care se întâmplă acolo vara și chiar sunt altceva față de anii precedenți. La mare cerere sunt, de fapt, stațiunile balneo, în special Băile Felix. De obicei, gradul de ocupare este foarte mare acolo. S-au făcut investiții și merită să mergeți către respectiva destinație. Iar a treia, eu aș nominaliza Cazanele Dunării, pentru că sunt niște locuri foarte drăguțe acolo, câteva hoteluri bune și, iarăși, gradul de ocupare este mare. Prin urmare, este dificil să te duci de pe o zi pe alta. Ideal este să-ți faci rezervări din timp și să te bucuri de frumusețea naturii acolo. De multe ori este mai scump decât litoralul bulgăresc. Da, știm asta deja, sunt alte servicii care ne sunt oferite în Bulgaria versus România. Mamaia este o stațiune scumpuță, dar nu foarte scumpă. Atâta din când ne permitem să mergem, călătorim în străinătate, nu trebuie să vedem țara noastră ca ceva care trebuie neapărat să fie mai ieftin ca Grecia, ca Spania sau ca Turcia. Sunt competitive prețurile, totuși, dacă le punem în contextul european, și sunt mai ieftine ca destinații precum Croația, de exemplu. Dacă te referi la turism, pentru că se vorbește foarte mult de anumite destinații care ar putea fi nesigure, e o chestiune subiectivă. Ok, au fost niște atentate în zona Egiptului, în zona Tunisiei, dar la fel de bine a fost și în zona Franței și Marea Britanie, iar Franța este cea mai vizitată țară din lume și anul acesta, Parisul cel mai vizitat oraș, deci nu e nimic pe lume care să-ți ofere o garanție.